Vreau să vă arăt cum îmi prepar eu o mască de păr cu semințe de ien. Uitați, avem semințe de ien cu apă, ulei și puțin amidon. Este foarte, foarte bună ca să avem un păr lucios și mătăsos. Să vă prepar masca mea de păr pentru ca să avem părul lucios și, și mătăsos. Așa, aici am 110 ml de apă și am să pun în, într-o ticăliță. Și am să pun 3 linguri de semințe de ien și punem pe foc și lăsăm 5 minute. Deci după ce fierbe, lăsăm încă 5 minute și punem 3 linguri cu vârf. Una, două și 3. Acum punem pe foc și lăsăm să fiarbă. Aici avem amidonul, o să punem o linguriță. O să avem nevoie de un vas și de o sită ca să strecurăm. Așa. O lingură de ulei. Și am să pun aici un vârf de lingură, cam o linguriță de amidon. Și o lingură de ulei de măslin. Așa. Și am să le amestec încet. Și în momentul când semințele de ien au fiert 5 minute, am să le strecor și am să pun aici zeama. Și acopăr și las până mâine. Și mâine o folosesc pentru păr. Nu o folosesc imediat. Așa, ia uitați. Amidonul cu uleiul. Acum așteptăm să fiarbă, să fiarbă inul cu apa. Așa, am să dau deoparte amidonul. Am să dau deoparte și ienul, semințele de ien. Ia uitați cum clocotește, vedeți? Au trecut acele 5 minute. Acum, peste uleiul nostru cu amidon, o să strecurăm semințele de ien. Așa. Și această mască, cremă, cum vreți să-i spuneți, o las până mâine. Și mâine o folosesc pe păr. O aplic pur și simplu cu mâna. Iau și o dau peste tot părul. Îmi leg părul cu ceva deasupra. Și stau o jumătate de oră. Și după aceea mă spăl. Mă spăl normal. Cu șampon, cu balsam, cu tot ce trebuie. Așa. Vedeți că are o consistență lipicioasă apa de la ien acum. Așa. Eu o folosesc pe toată pentru că eu am părul foarte lung. Puteți face și un sfert din compoziție, o lingură de ien, fetele care au părul scurt. Ia să pun așa aici. Aici am amidonul cu uleiul și cu apa și
plinul. Are o consistență gelatinoasă. Părul o să fie lucios, lucios, lucios. Este fierbinte. Nu, că se face astăzi și mâine se dă pe păr. Nu se ține la frigider. Este ca o gelatină. Atât. Și acum o acoperim. Cu un căpăcel. Se răcește și mâine o folosim. Vedeți ce bun este. Și ce frumos face părul. Este mătăsos. Și e foarte lucios. Suflet. Vă pup dulce pe toți. Vă mulțumesc tuturor că mi-ați fost alături. Vă doresc o seară frumoasă tuturor și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă. Multă sănătate și numai bine. La revedere, pupici! O seară frumoasă tuturor! Pupici!